Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni! Ceea ce nu credeam că voi apuca să fac cât timp încă mai fac emisiuni la Piatra Neamț, să văd o clădire renovată și dată în funcțiune după ce, datorită unor malversațiuni, ca să folosim un termen mai adecvat, a fost scoasă din uz. Iată că se întâmplă astăzi, la ora 11, poșta veche, cum știam noi, își va redobândi atribuțiile pentru care a fost făcută. De aceea am ținut neapărat ca în emisiunea de astăzi să fie doi dintre oamenii care și-au adus contribuția ca acest lucru să se întâmple. Cu permisiunea dumneavoastră o să încep cu musafirul de la București, după aceea cu cel de pe plan local, domnul Valentin Șerban, directorul general al Poștei... Poftim? Ștefan, da. Mă rog, Șerban. Ștefan, o să dau un miel, domnul Valentin. Valentin cu Valentin, asta e. Directorul general al Poștei Române, care revine la Piatra Neamț după câțiva ani. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Mă bucur tare mult că sunteți aici, pentru că sunt câteva lucruri care chiar trebuie discutate apropo de Poșta Română. Și domnul Cristian Tapalagă, Cristi Tapalagă, cum îl știe toată lumea, directorul zonal de aici, de la Piatra Neamț. Directorul Oficiul Zizan de Poștă Neamț. Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Înainte de a-l întreba pe domnul director, dumneavoastră mai credeți că vedeți poșta funcționând acolo, în clădirea aia? 100% da. Cu toate că am avut momente în care m-am îndoit, dar perseverența este cuvântul de bază și atât timp cât ești perseverent și îți dorești un lucru, mergi până la capăt. Astăzi s-a produs această minune, pot să-i spun că e minune pentru sistemul poștal, respectiv inaugurarea Poștei Centrale din Piatra Neamț. Mi-aduc aminte de traducerile acelea ciudate din latină, perseverare humanum est, erare human. Domnul director, cum s-a putut întâmpla lucrul acesta? Cred că au fost două variabile aici. Pe de o parte, calculul matematic. Ne costa mai puțin să o renovăm decât să plătim chirie acum unde ne desfășurăm activitatea. Sigur, dar pe o anumită perioadă de timp. Și în al doilea rând, implicarea factorilor locali. De la domnul director Tapalagă aici de față, la primărie și alte instituții locale care au sprijinit această renovare. Să știți că de multe ori problemele apar din externul instituției, atunci când ai nevoie de autorizații sau pur și simplu de urgentarea unor pași. Din fericire, toți acești factori au fost pe aceeași lungime de undă și într-un an de zile am reușit să finalizăm această investiție. Spuneam că eu n-am crezut niciodată că se va mai întâmpla asta. Am asistat nu pasiv, deci chiar nu pasiv. Noi aici, la Mesagerul, am scris despre toate nebuniile și toate nesimțirile și toate prostiile care s-au făcut în jurul poștei, filiala asta locală, cum se cheamă? Oficiul județean de poștă. La un moment dat era atât de absurd totul, încât nu mai înțelegeai nimic. Într-un an s-au plătit niște chirii de îți venea să-ți iei câmpii. Nu mai vorbim de relațiile care existau, pentru cine s-a făcut, cum s-a făcut, că noi am tot scris astea. Acum, e bine că se întâmplă, e bine că Poșta Română încearcă să intre pe un alt făgaș. Am citit mai multe materiale despre ceea ce se întâmplă la poștă. Acum, eu vă întreb așa, ca om care scoate ziare de prin 90 până acum, domnul director general, când aveți de gând să sprijiniți și presa? Vă întreb direct de ce, pentru că în momentul când am spus că faceți aici, m-au sunat colegi din Botoșani, din Iași, din Bacău. Domnule, vorbiți cu și am zis, o să vorbesc direct. Când o să reușiți să ajutați și presa să existe? Pentru că
Eu am mai purtat această discuție. Tarifele sunt destul de mari. Eu înțeleg că și cheltuielile sunt mari. Dar să știți că fără presă, și asta cred că o știți și dumneavoastră foarte bine, fără presă lucrurile iau razna. Chiar și în cazul poștii de aici. Noi ne-am străduit să ajutăm. Aici sunt două lucruri pe care vi le pot spune. Odată despre rolul companiei, rolul poștei în România, în societate. Vedeți, pe lângă partea comercială, poșta are și un rol social. Și anume să rezolve anumite probleme fundamentale ale statului român. Poate cel mai bun exemplu este distribuirea de pensii. Dar pe lângă aceasta ne dorim ca, cel puțin în anii aceștia în care noi suntem la conducerea companiei, să sprijinim tot ce înseamnă mici antreprenori români. Fie că vorbim de antreprenori din domeniul e-commerce, fie că vorbim, cum a spus dumneavoastră, presă locală. Pentru că între o fabrică care produce pantofi în Piatra Neamț și o entitate de presă, oricum ați vrea să o definiți, fie că e vorba de presă scrisă sau de presă online, nu e o diferență foarte mare. Așa că ne dorim foarte mult acest lucru, numai că trebuie să învățăm și noi cum să o facem mai bine și mai eficient. De aceea, la rândul meu, vin cu un apel către dumneavoastră. Cum putem să vă spunem? Ați deschis cutia Pandorei, dar după o să transmit prin domnul Cristi sau direct un set de propuneri. Pentru că noi am mai avut discuția asta acum mulți ani de zile, când s-a produs ruptura Rodipet, știe. Și atunci, într-adevăr, Poșta Română, la momentul respectiv, a revenit asupra unor decizii cu un impact extraordinar a fost impactul. Și presa a putut să meargă înainte o perioadă de timp. S-a întâmplat după aceea să crească brusc tarifele și e tot mai greu. E tot mai greu. Dar să revenim la ale noastre. Ce putem să ne așteptăm noi nou în domeniul acesta? Eu am citit, am și zâmbit la anumite lucruri care au apărut. Am zis, da, e ok, mergem și spre NTF-uri sau, dacă nu mă înșel, e ok, e foarte bine, dar până atunci mă uitam zilele trecute la Iași, APA Vital trântește licitația de 200.000 de euro pentru distribuirea facturilor în detrimentul Poștei Române. Cu un caiet de sarcini măsluit, aranjat. Da, acum eu nu pot să mă pronunț asupra lucrurilor. Știu, dar eu pot să vă întreb. Dar vă pot spune că se tot vorbește despre corupție în mediul public. Dar vă spun că în mediul privat corupție e și mai mare. Și de obicei când concurezi în general cu companii care nu au curte de conturi, care au un interes direct în anumite proceduri, este foarte greu să te bați ca companie de stat. La Poșta Română ne plătim absolut toate taxele, toate costurile pe care le avem cu angajații, cu absolut tot ce ține de datorii față de statul român. O entitate privată are libertatea de a nu face lucrul acesta. Și atunci acest lucru devine mult mai complicat pentru noi în a oferi servicii bune clienților noștri. Există o problemă pe care companiile private în general le pot trece mai ușor cu vederea. Și vă dau un exemplu aici. Există două tipuri de trimiteri. Trimiterile care necesită scrisorile, care necesită o acțiune imediată. Mă refer aici la facturile de utilități. Și trimiterile care nu necesită o acțiune imediată, înștiințări de obicei sau un fel de recapitulări asupra activității conturilor bancare, nu mă refer aici la pensiile private. Absolut. Dacă dumneavoastră primiți aceste notificări o dată pe an, e bine. Dacă nu, tot bine este, pentru că nu vă aștepta să le primiți. Așa este. Când mergem într-o licitație, este foarte ușor pentru cineva să ofere un preț foarte, foarte mic și să nu distribuie aceste notificări. Poșta Română, indiferent de tipul scrisorii,
le duce. Și le ducem foarte bine, să știți. E nedrept de multe ori ce se spune despre noi că nu ne facem treabă. Poșta Română își face treaba, are un grad de distribuire de peste 95%, ceea ce se încadrează în marja industriei. Să știți că eu n-am prea auzit în neam să se spună că poștașii nu-și fac treaba. Mai sunt și poștași boxer, dar e altă poveste. Asta se mai întâmplă, că asta e treaba, dar o să așteptăm să vedem ce stabilește. Deci, Poșta Română nu are o imagine proastă în neam. Dimpotrivă, cred că o imagine bună. Problema e că serviciile pe care le oferă Poșta Română, pe de o parte au scăzut un anumit tip de servicii, nu mai trimit vederi, scrisori. Pe de altă parte apare ideea asta a poștașului care duce facturile doar. Știți? Deci se duce și duce facturile. Și poate la nivel de mentalitate, la nivel de percepție publică ar trebui schimbate lucrurile. Apropo de percepția publică, cum au reacționat oamenii la Piatra după schimbare? În câteva cuvinte vă spun un singur lucru. Ar fi cam a treia săptămână de efort intens și a treia sărbătoare pentru Poșta Română și Nemțeană. Respectiv, 9 octombrie, Ziua Mondială a Poștei, Marșul Facturilor Poștal și inaugurarea oficială a clădirii poștii din Piatra Neamț. Deci pot să vă spun că nu am putut să-mi închipui atât devotament în rândul colegilor mei din județul Neamț. Dimineață achitau pensii, își făceau secură de distribuire, urmând ca de la ora 15 până seara la 21 să vină să ajute la mutat. Să încarce, să descarce camioane de mobilier, logistică, tehnică de calcul pentru a fi relocate din 3 spații într-unul singur. În 3 zile. Eu mi-aduc aminte când liderul de sindicat de la poștă, care era liderul de sindicat, se bătea și făcea cu noi interviuri ca, doamne, trebuie să redeschidem clădirea poștei. Deci nu mai știu dacă este lider tot. Salut pe domnul Vasile Trifescu. Tot Vasile Trifescu e, da. Și aici a fost, deci poștașii au resimțit schimbarea asta atunci, la vremea aia, ca pe o lovitură directă la adresa prestigiului lor. Pentru că ei țineau la clădirea aceea așa cum era ea. Bine, trebuia renovată, este adevărat. Domnul director, la ce ne așteptăm de la Poșta Română în următorii ani? Prioritatea companiei este schimbarea culturii organizaționale. Știu că nu este un lucru pe care lumea să-l vadă imediat sau care să reprezinte o schimbare vizibilă. Dar odată ce avem aceste schimbări interne, se vor vedea și cele externe. Știți, cel mai ușor lucru este să cumperi lucruri, să investești. Sigur că da, lumea a așteptat foarte mult această investiție în Piatra Neamț. Dar să știți că este totuși o investiție care poate fi făcută relativ ușor. Într-un an de zile am demarat-o și am și încheiat-o. Dacă exista voință și implicare, s-a putut face. Dar schimbarea culturii organizaționale a Poștei Române este un proces de lungă durată și mult mai complex. Sunt mai mulți pași pe care trebuie să-i atingem. În primul rând trebuie să conștientizăm cu toții că Poșta Română nu e o instituție de stat. E o companie comercială și care trebuie să fie relevantă și profitabilă în economia reală. Dacă îmi permiteți, trebuie să înțeleagă oamenii, Poșta Română are acționar majoritar Ministerul Statul Român prin Ministerul Dezvoltării. Nu, Digitalizării. Pardon, Ministerul Digitalizării. Digitalizării și fondul proprietatea cu 6% ca să corect înțeleagă oamenii exact despre ce. Dar Poșta Română nu primește niciun ban de la statul român ca subvenție sau ca ajutor de stat. Toți banii care intră în Poșta Română intră pe munca angajaților noștri, pe contracte comerciale. În al doilea rând, cred că este important să acceptăm modernitatea în Poșta Română. Felul în care ne desfășurăm activitatea acum nu mai este unul sustenabil. Trebuie să creștem productivitatea pe fiecare angajat în parte. Iar acest lucru presupune îmbrățișarea tehnologiei. Există o frică de tehnologie. Lumea se gândește că rămânem fără locuri de muncă sau că nu o să se descurce. În realitate, tehnologia, deși sperie, tot timpul ajută. Și vă putem da foarte multe exemple care deja s-au întâmplat în cadrul companiei.
Și nu în ultimul rând, cred că este important să ne întoarcem către clienți. Asta da. Și prima, da, și asta. Este foarte important să fim conștienți că acolo unde nu există clienți, nu o să existe nici bunăstare în Poșta Română și invers. Acum noi ne mândrim că avem 8 milioane de clienți unici. Suntem o companie care, poate, compania cu cei mai numeroși clienți. Dar în același timp nu trebuie să luăm acești clienți de-a gata, să spunem că îi avem și că o să-i avem pentru totdeauna. Trebuie să ne întoarcem către ei, trebuie să ne gândim în mod constant la serviciile pe care le oferim și să le facem cât mai bune pentru ei. Avem peste 2000 de servicii și produse. E o nebunie. Trebuie simplificate la maxim și trebuie ajustate la nevoile clienților. Fie că vorbim de e-commerce sau că vorbim de poștă tradițională, toate aceste servicii și produse trebuie regândite și aduse către client cât mai ușor pentru nevoile lui. Ați ajuns în Poșta Română în 2021, dacă nu mă înșel. 2020. Ca director adjunct, acum sunteți director plin. Când ați ajuns, Poșta avea în jur de 23.000 de angajați? 25.000 de angajați. 25.000 de angajați, deci era unul din cei mai mari angajatori din România. Și salariul minim era undeva la 75% dintre angajați. Care e situația acum? Situația acum este că avem 23.000 de angajați și că a existat o creștere de 600 de lei, aproape 600 de lei brut pe angajat, în medie. Dar nici această creștere nu a ridicat foarte mult veniturile angajaților în Poșta Română. Pentru că veniturile erau și încă sunt foarte mici. Plus, a fost un an crunt pentru toată lumea. Absolut. Și toate aceste creșteri, deși noi ne așteptam să existe oarecare bunăstare, lumea să simtă cu adevărat creșterile de venituri, din păcate nu au făcut decât să ne păstreze pe linia de plutire. Ne-ar fi fost foarte greu să oferim și aceste măriri dacă nu le plănuiam din timp, dacă nu le gândeam încă de anul trecut, chiar dacă nu ne așteptam la o creștere a inflației atât de mare ca acum. Am avut marele noroc că, deși am schimbat 8 miniștri într-un an de mandat, pardon, 6 miniștri într-un an de mandat, niciunul nu mi-a cerut altceva decât, odată, modernizarea companiei și, în al doilea rând, creșterea veniturilor angajaților. Bun, și acum aveți noroc că sunteți cu un ministru cu care vă cunoașteți bine, foarte bine, ați avut același drum aproape și aceleași idei. Adică ați fost împreună de la începuturi până acum. Să vedem cât o să mai țină căruța, să meargă înainte. Da. Dar ideea este că vorbeați despre modernizarea serviciului ăsta și mă întreb ce se va întâmpla când pensia va fi dată într-o mult mai mare parte prin carduri. Unul din serviciile cele mai importante pe care le aveți acum este pensia dusă la oameni. Deci, eu sunt foarte curios cum se va moderniza Poșta Română. Sunt foarte curios. Nu trebuie să inventăm roata. Avem deja experiența și exemplul altor companii de poștă din Europa, în special, dar și din lume. Și să știți că în ultimii 30 de ani, aproape fiecare companie de poștă a trecut printr-un proces de modernizare, aș putea spune, de transformare. Poșta germană a înființat DHL-ul, s-a axat pe curierat rapid. Poșta din Italia, pe servicii financiare, s-a transformat într-o bancă, dacă nu mă înșel, e cea mai mare bancă din Italia. Poșta estoniană s-a transformat într-o companie de soft de poștă. Poșta elvețiană face de toate și le face foarte bine. De la transport persoane până la... Le merg ceasurile. Le merg ceasurile. Da, sunt curios. Chiar sunt curios cum se va transforma Poșta Română. Eu sunt convins că sunt intenții bune. Se și vede. Problema este că, la un moment dat, când lucrurile merg bine, să nu intervină factorul politic și să pună bețe în roate unui asemenea proces. La Piatra Neamț, la ce ne așteptăm, domnul? La Piatra Neamț nu ne putem aștepta decât la lucruri foarte bune. Ai. Da, domnul Bălănescu, ne propunem
să schimbăm efectiv mentalitatea salariaților poștali prin cursuri de calificare, prin o supraveghere mai, să spunem, apropiată de el, să folosesc un termen elegant. Și nu în ultimul rând, nu avem nevoie de foarte multe lucruri. Această modernizare a clădirii a adus un suflu nou pentru tot județul. Este clădirea emblematică, iar nu vă ascund că astăzi, la festivitatea de inaugurare, vor veni toți diriginții din județul Neamț, care vor transmite unda în toată rețeaua poștală. Avem 535 de angajați. Acoperim în proporție de 100% tot județul Neamț. Ne vom pune un accent mărit pe creșterea calității serviciului poștal. Este unul din indicatorii care ne poate ajuta și cu siguranță ne ajută foarte mult pentru satisfacția clienților. Deci, în timp ce vorbeam noi, un telespectator mi-a trimis, zice, vreți să vedeți cum, ce face poșta? Uitați, vă trimit un filmuleț cu poșta din Franța. Apropo de acel program cu oamenii singuri din casă, da, poștașul... Servicii sociale. Servicii sociale. Și asta ar putea fi o idee și la noi și într-adevăr. Ar putea fi o idee și la noi, că avem destui. Vă rog să... Da, vom continua doar lucrurile bune. Eu vreau să asigur locuitorii și cetățenii județului Neamț pentru să aibă toată încrederea în serviciile poștale. O să-i ajutăm, o să fim lângă ei. Îmi cer scuze pentru că am avut cele 3 zile în care au trebuit să facem o relocare și poate n-am ajuns la anumite standarde de calitate. Dar, deocamdată, nu am avut nicio reclamație și le mulțumesc din tot sufletul. Începând de astăzi, ora 12, oficiul poștal Piatra Neamț 1 va fi operațional. În 3 zile, repet, să ai și conexiune, să muți și servere, să muți toate treburile astea, cred că a fost un efort fantastic. Am niște mici eroi, acești poștași, care îi cunoaștem foarte bine și le mulțumesc. Nu în ultimul rând vreau să mulțumesc autorităților locale. Vă spun sincer, fără sprijinul primăriei Piatra Neamț, fără sprijinul instituției prefectului, fără sprijinul inspectoratului stat în construcții, direcția de cultură și toți factorii care am avut nevoie să-i contactăm, nu ajungeam astăzi aici. Luni a fost, de exemplu, doamna Josanu la clădire și a zis că mi-ați depășit așteptările. Directoarea Direcției pentru Cultură. Direcția pentru Cultură. Care, clădirea fiind de patrimoniu, trebuie să spunem lucrul acesta. Care ne-a făcut o bucurie foarte mare, ne-a și amendat. Mi se pare corect. Dar am luat amenda constructiv și vă rog să mă credeți că de la acea amendă destul de însemnată au plecat anumite diligențe și am ajuns în punctul ăsta final de deschidere a clădirii. Deci a fost un pas înainte mare. Îi mulțumesc, doamne director. Cred că se va bucura. Cu siguranță, da. Foarte multe persoane au fost lângă noi. Uneori am avut impresia că sunt diverse agenții ale statului care își doresc mai mult decât ne doream noi această deschidere. Dar să știți că foarte multă lume și-a dorit, pentru că era o pată neagră pe zona respectivă a orașului, zona centrală. Acum, nu am ocazia oricând să stau de vorbă cu domnul Ștefan. Nu știu de ce îmi vine tot Valentin, deci nu înțeleg de ce. Eu am asistat acum câțiva ani buni la o conferință de presă și mi-aduc aminte ce spuneați atunci. Era o campanie electorală, vorbeați despre clasa politică, despre modul, clasa politică veche. Vreau să vă întreb acum, fiind participant activ în domeniul ăsta al administrației centrale, legat de fenomenul politic, cât din așteptările dumneavoastră de atunci s-au materializat acum și câte din speranțele dumneavoastră de atunci, de tânăr om care vroia să schimbe lucrurile, s-au întâmplat? Sunt două aspecte aici. Pe de o parte, faptul că acel entuziasm venea de la o persoană din afara sferei politice, care abia pășea, și evident există un grad mare de idealism în lucrurile acestea. Și în al doilea rând, lucrurile sunt mult mai bune în interiorul clasei politice decât îmi imagina. Și nu zic asta pentru că sunt parte a clasei politice, vă spun asta pentru că am văzut că dacă se poate și dacă oamenii care ajung în funcții cheie, funcții de răspundere, își doresc să facă lucruri, o pot sau le pot face.
Sunt la Poșta Română și spuneți mai devreme până intră politicul în treburile noastre. Politicul sprijină această modernizare a companiei. Totul ține de noi, de mine, de domnul director Tapalagă și de alte persoane importante din companie să punem tot timpul binele companiei pe primul plan. La prima întâlnire pe care am avut-o cu directorii județeni, le-am spus să depolitizăm poșta. Poșta nu este neapărat politizată, administrativ, ci la nivel de cultură organizațională de care vă vorbeam. Lumea are impresia că dacă un lider politic strănută, toată compania trebuie să tușească. Nu este adevărat. Acum evit să amestec rolul de manager la Poșta Română cu rolul de membru al Partidului Național Liberal. Dar vă spun că dacă n-ar fi existat sprijin, dacă mandatul meu din partea Partidului Național Liberal n-ar fi fost de modernizarea companiei, dacă Partidul Național Liberal nu și-ar fi dorit modernizarea poștei, n-am fi făcut mai nimic la poștă, nici măcar această clădire. Și de asta vă spun, este o muncă colectivă și a entităților din afara autorităților locale, dar și a celor locali. Evit să vorbesc despre sprijinul politic pe care îl primesc, dar există și este unul pozitiv. Eu îmi permit să spun de aici că un mare rol în această investiție are și legătura afectivă, într-un fel, pe care o are și ministrul digitalizării, și dumneavoastră, și faptul că Andrei Carabelea este primar la Piatra Neamț, pentru că au mers lucrurile mai altfel. Discuția s-a putut face mai direct. Dar trebuie să vă întrerup aici, pentru că parțial aveți dreptate. Sunt oameni care au o putere de decizie și care țin la Piatra Neamț. Dar în același timp noi derulăm 4 investiții mari în țară. Eu nu contest asta. Eu spun cazul de la Piatra Neamț, pentru că eu știu că la Piatra Neamț investițiile în general se făceau mai greu. Când spuneai Cluj, Iași, Piatra Neamț, pe primul loc era Clujul, pe locul 2 era Iașul și dacă ajungeau bani, ajungeau și la Piatra Neamț sau în anul următor. Adică nu trebuie să... Sunt prea bătrân ca să mai ascund lucrurile astea. Chiar n-are rost. Am promis că închei emisiunea la ora 9 cu mult regret, pentru că vreau să discut mai multe lucruri. Dar cine știe când mai putem, poate chiar pe Skype odată, să facem o emisiune. Ați văzut că ne-am adaptat vremurilor noi. Vă mulțumesc tare mult, ne vedem la conferința de presă de la ora 11 și aștept să văd ce o să spuneți acolo. Vă doresc baftă și vă doresc să țineți cont de ceea ce vă vom trimite apropo de sprijinul pentru presă. Toată deschidere. Vă mulțumesc și vreau să vă fac cadou această carte poștală ilustrată. Este emisă special cu prilejul acestui eveniment. Nu am completat-o. O las. Lăs acest lucru la atitudinea dumneavoastră. Mulțumesc tare mult. Trimiteți oricum. Este cu sistem TP, deci taxe plătite. Și toți am făcut deja un pas spre a vă ajuta, că la începutul emisiunii ați cerut treaba asta. Iar vă rog ca, începând cu ora 11, să ne onorați cu prezența. Cu mare drag, numai bine. Mulțumim de invitație. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, mai scurtă ca de obicei, dar ca de obicei vă spun, aveți grijă de dumneavoastră. Nimeni nu o face dacă nu aveți dumneavoastră grijă. Cele bune, oameni buni, să fim iubiți! Mulțumim.